Părintele profesor m-a rugat să citesc puțin, să enumăr bisericile unde a pictat Părintele Sofian. Radu Vodă în București, Pipiric, Negru Vodă, Saon Tulcea, Slatina, Dealu, Agapia Veche, Celic de Rea, Gafton, și a de asemenea pictat și în Siria și în Liban. A pictat mult în Siria o biserică, dacă nu mă înșel, la Torul Sfinților, și după ce a fost terminată biserica a fost dinamitată de musulmani. Dacă dintre dumneavoastră cumva sunt persoane care au imagini cu picturi de ale Părintelui Sofian, eu chiar v-aș ruga să mă ajute, fiindcă aș vrea să completez în această carte cu picturi de ale Părintelui Sofian. Da, noi îl mai invitase și pe Cristian Curte. Văd că n-a reușit să ajungă. Oricum, în seara asta, la ora 23, o să îmi iau un interviu la, pe Radio Cultural chiar despre cartea aceasta, dar de pare rău că n-a putut să vină, fiindcă el vrea să vorbească despre puterea aceasta de a nu judeca a Părintelui Sofian. Și acum, dacă dintre dumneavoastră sunt persoane care doresc să depună o mărturie în legătură cu Părintele Sofian, care l-au cunoscut Părintele Sofian, noi, în funcție de cum merg discuții, o să mai proiectăm din conferința aceasta despre rugăciune, câte 7 minute, vedem ce se mai întâmplă în continuare. Dar acolo, în spate, lângă fereastră, nu mai sunt locuri să se stea în picioare? Poate se mai duc câțiva și în partea stângă, acolo, sau cum stau eu acum. Adică încercați să vă faceți loc, dacă... Nu știu, sau aici în față, dacă credeți că mai aveți loc aici în față să mai veniți, puteți să mai...